Da. Frumoasă nuntă. Și? Zic, frumoasă nuntă. Dă-mi pași, te rog eu. Atât că vorneșii și erau cam pirpirii, cam mărunței, parcă erau pui părăsesc de cloș. Eu te rog, de vorneșii, să nu te nini. Lor le vine greu, eu înțeleg. De ce, mă rog? Pentru că înainte era alfabetul acela vechi, chirilic, rusesc, și acolo era litera I. Și vorneșelul lui cât era? Iuhu! Dar în alfabetul este latin, litera U, nu I, și U, și I, schinu, U, 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 U. Eu înțeleg, dă-le pași. Băi, dar unii sunt fumeile și a noastră, parcă vineau și ele după noi. Hei, nu striga, au rămas după scărța și ea, că... Fumeie, da. Și ei om, nu? Fumeie om. Ia ca și ceva nou pe ziua de azi. Ei, mă rog, o mai băut și ele, lasă. Hai, la mai rău de vă orătănile, dragă. Da, da, frumos, nu întâlnești. Dă-mi pași, te rog. Hai, da. Frumos. Ce zic? Frumos. Lasă-mă, te rog. Frumos. Da, mă, dacă te-o luat în seamă și te-o legat, hai să-l auzi nuntă. Mai, mai, mai. Cum o legat, băi? Da, și este. Pe tine te-o legat, că ești de-a lor. Dar pe mine de ce să mă legi? Că pe mine m-o legat, dar pe tine cum... Dacă mi-aș la asta, dar tine din gât și... Ah! Asta e de ieri, ei, de la mort. Am murit lixâi să-i și țărnă ușoară, că am fost cu mătri de cinci buni oameni. Bun om, băi, să-i și țărnă ușoară, Dumnezeu să-l iert. Ah, adică... Eu de-am mormântare am fost la praznic, praznic o ținut până târziu, de-am n-am mai dobdit să mă duc pe acasă, am venit drept la nuntă. Și te-ai mai dus pe acasă. Dar și gândeam. Am văzut la nuntă, nu știe și cu tine. Ori e nuntă, ori e mort. Bachiu ei, babuhă ei. Tu ieri, băi, și... M-am lămurit cu tine. Tine când am venit să priu cu tătă. Auzi, băi, cu mătă. Hai. Dar ia să-mi spui așa o... Să-mi răspund așa o întrebare. Da. Băi, dar unde au făcut cunoștință tinei? Cum adică unde? Dar nirile de la noi din sat, da. Dar nireasa de cum de la Chișinău, ești? Unde s-au întâlnit ei? Unde au făcut cunoștință? Cum unde? În internet, ai! Stai că nu înțeleg. Unde? În internet! Cum în internet? E, am cine grăie. Ochii în care este. Internet, ai, n-ai auzit? Așa s-a întâmplat, el tăman ieșe din internet, dar da? E intra. Unde? În toalet, în... Mai zi ușă de acolo, în internet. Și el o cicat tăman pe site-ul ei. Eu tras un SMS, W, Mo, Cruz W. SMS? Da. Crims W. W. Și nii ni s-a părut că nireasa gravidă. W. Dar dacă era gravidă, toată lumea a văzut. Ce să nu-ți pară? Ea n-a văzut. W. Da. Dar de unde era gravidă? Cum de unde? Dar spun că s-a cunoscut prin internet. S-a făcut dragoste virtuală. Dragoste vărâtul cum? Nu vărâtul, ei! Păi, dar e prost ăștia, mă nervează, cu ce dă-i? Nu vreau de... Virtuală, dragoste virtuală, în internet. Virtuală? Da. Dar asta pe unde? În internet, ai parcă spun aici. Am mă scos în sorit, ea, hai? Și apoi el, eu telefonat lui, la mobil, și eu spus că e gravidă. Așa? Și el s-a așezat la calculator și repede s-a cotit și-o văd că e mai ieftin sensoare decât să plătească pensia alimentară. Am uitat, faci aparatura, băi, și știi, tăi, chirpidele. Dar de unde e gravidă? Cum de unde? Dar nu spun că eu telefonat la mobil și i-am spus. Dar și eu telefonat la mobil și e gravidă? Dar mobilul era cu vibrator, băi! Du-te! Ei, și întunicat aici de la creierii lui, vrea să cădă mea. Și așa se poate? Dar cum, eu n-au.
Am tehnică, aparatură, obiceiuri noi. Bă, și la nuntă a fost aparatură bună, bă. Dă-i în pace, aia și ea cântau cu fonogramă. Și aparatură. Hai, lasă-mă. Mai dar mai ales cânticul acela. Da. Ochii tăi, ochii tăi, ochii tăi. Minidiscă. Și înghirea asta cu ochii și ea verzi. Chiu, 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 chiu. Și nereasa cu și cu și. Cu ochii ei verzi, așa-mi la chiu, 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 cu ochii. Care verză și cu tine? Iunela, te n-are ochi verzi și cu tine. Că, e măzut de aproape, era cu ochii verzi, dacă spun. Că, și-au pus lentile de contact, ei. Cu ochii nu-s verzi deloc, ei. S-a dus în ochi, ei, albastru și unui vână, de unde? Lentile de contact, este așa tehnică, măi, ca un sos de pește, așa o pui în ochi. Și iei culoarea care vrei tu, vrei albaște, vrei căprui, vrei roșii ca la scroafă când îmblu după ger. Cum vrei așa-s ochii, zi. Ei, cum îi pui în ochii? Frumos așa-i pui, îți spun că e așa ca o peliculă, așa ca un sos de pește. Și o bagi în ochi cu pințeta și o scoți cu manchirovca și cum. Ei bun, că... hai să zicem că aici e lentilă cu manchirovca, o pune, o scoate. Da, pe cum. Ei, tu ai văzut și, și fața venirea asta și e... Băi, parcă era numai lapte, o tăiei față cu un șir de păr, ei. Operație plastică a făcut, ei. Și-a făcut? Operație plastică, și n-ai auzit, ei. Asta ce mai este? Chirurgie estetică, ei. Ia că ai o față așa boțită, așa, cu o plăjintă uitată în piori, e? Și dată de... Deci la operație plastică. Și stai, zice, chelea asta, zgârșit, s-o scoate și e de aici și pune aici. Să-ți faci ochele față că nu ești nu înțelegi, falcă ori e bucă. Acolo. Am o tehnică, aparatură, obiceiuri noi. Adică am un pup și nu știi și pup, așa e? E pe cum. Hai bun, hai zicem că așa operație plastică. Da. Dar tu ai văzut și coafură vinirea asta, băi, așa învârtișut în mârful capului. Coafură? Și e operație plastică la tine. Coafură? Și era perucă, nu coafură. Perucă și în vârf șinion. Îi bate așa o țântă și șede ca mănăstire așa în care. Fiecare aparatură obiceiuri noi și știi tăi. Cu cine propozezi? E bun! Hai zi-mi frate, așa șinion. Da. Aparatură, șinion, da, bucă. Da, da. Da, ai văzut și am eu. Ce? Ești țățășoare. Injecție, injecție cu siliconă. Și? Siliconă, n-ai auzit. Asta și mai este. Uite, ai întunecat, hai stai. Parcă-i noaptea polară, ăsta. Ăia că are niște țâță așa, parcă sâmburi de perjă, știi? Faci două înjecții cu silicon și el fă... Dar dacă faci patra cu calavacă... Silicon! Numai că e scump silicon, dar machinar pune beton în dracu. Aia ești de ghine zâmbli cu... Tehnica, aparatul. Trichiri de beton. La zâmbli și eu îmblu. Hai bun! Iar dacă ești aici, ai silicon, da. Apoi mai spune la urmă că șchioarele, adică în loc de șchioare, proteză și vreo. No, numai stângul, dreptul era bun, era aici. Tot una, nunta a fost frumos. Lasă-mă, te rog eu. Băi, dacă nu a servit la urmă pânișelele și alea cu prăjoare înăuntru, băi, n-am mai văzut așa ceva la nunte, băi, frumos. Hot dog, și ăla e hot dog. Cum se cheamă? Hot dog, ca un hamburger, dar e mai lung așa. Taie așa o franzea așa în două, da? Face acolo o prăjoală de an și gata, și bun. Și dă la nuntă în loc de găluși ăștia, l-a pus paralel. Adică vorba cânticului. Da. Turnați și dați hot dog, da. Hop, 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 și așa. Da, turnați și dați hot dog, joc un chior și conolog. Când era să arătăm în șchioară și o luam. Tot una nuntă a fost frumos. Ei, pași cu nunta asta, vei. Tot a fost cu fundul în sus la nunta asta. Răchiu contrafăcut, muzica cânta cu minidisc, nirile, jlop. Băi, ia stai. Ia să-mi spui, dacă a fost tot făcut după modă, după... Deși nu-ți zbrăcat nireasa? Nireasa îți zbrașe de noi aici. De unde? În Turcia unde. Și... În Turcia? Da. Dar de ce? Obicei nou? Nu e obicei vechi, dar iese bani buni. Băi, și la nuntă și-s bani buni, băi! Da. O pus lumea pe masă, băi, de unde are azi lumea te parale, băi? Cum să n-ai, băi, dacă duc moldovenii și vând norunic în Turcia, băi?
Cu doar rinichi îmbrătați proștul de pe glob pământesc. Dacă un rinichi va moldovanul, că-i deștept, îi merge jisul. Totul la nuntă a fost frumos. Lasă-mă că am prins să spun și nuntă a fost. Asta dacă n-ai nici răbdare să mă ascult. Tot a fost cu fundul în sus. Rachivă contrafăcut, muzică cânta cu fonogramă, nirile jlob, mireasa calică și groasă, tați obiețiv și măsa iar trebuie. Stai o leacă, băi. Da. Eu nu înțeleg. Da. Cum poți tu da. Să vorbești așa? Da, și. Păi, dar păi nunta propriul tău copchil, ăi. Dar păi copchilul tău, ăi. Cum poți să vorbești așa de propriul tău copchil? Dai-mi pașa, că nu e neau, ăi. Cum nu e tu? Când l-am făcut masa, eu eram în armată. Am făcut la marină, ai 4 ani, am găsit acasă 3 copchii în plus, ăi. Dai-mi pașa. Hai și mă pucat la anii ăștia, acum să-l mărăm anii, când ne-am dus, când ne-am venit. Da. Cum ai ghinezit și sănătoși tinerii, străiască, să-mi pașe, să fac o casă de copii. Și sănătoși, străiască, să-mi pașe, dar nu cred. Dă-ți sigură, băi! Dracu să-i fi mereu și la băi! Da. Tu ai văzut și cuvântare frumoasă o ținut la începutul nunții deputatul și ăla când mai era trează. Eu te rog, fără politică. Dar nu-i politică, de vorbit ghini omul, bre. Totul n-ai voie să grești. Deputatul să am politică. Noi politică mai, n-avem nevoie. Dar nu, fără politică, lumea știe ce înseamnă politică. De. Politică e o curvă. Nu spune-n! Nu grăi așa. Nu că, da, tot lumea știe, bre, că politică e o curvă. Dar lumea știe și mai spui. Nu spune. Politică, nu-i cum ai zis tu, dar tot așa. Nu grăim noi nică de politică, gata! Ia! Ești! Băi! Ei iau-te și... Băi, ții nu-ți pare că scârtă și așa parcă se înflă așa? Și-ap se năruie? Și-ap iară se foiește așa? Se înfaie? Se înfaie și-ap... Și prăbușește așa? Și iară... Altă nică, e? Da? Femeile noastre s-au dat în politică. Yeah! Gospodinile! Politicanșele! Ieșiți, fă! Ieșiți, curvele, dragă rușă! Ieșiți, fă! Acum toată lumea tremură de frica gripei aviare. Chiar și cel care n-are găini și tot steme. Morcov mănâncă și steme. Se întâlnește o tânără familie, soțul cu soția, un doctor cunoscut. Domnul doctor, ia, învață-ne, te rog, cum să facem să nu dăm și noi de belea, să nu ne expunem riscului. Toți vorbesc de gripa asta păsărească, aviară, cum să facem noi? Și vă învăț eu, doctorul, era și el bun, și vă învăț eu. Principalul zice, cât o să bântuie boala asta, să nu umblați la păsărică. Și nici la cucoșel. Nevasta săracă zice, dar măcar la ouă, spaci că la ouă se mai. Dar încetușor. Să întâlnesc două prieteni, dar ce ai, dragă, te văd supărat așa, că m-am sfădit iar cu nebunul și ăla, eu nu știu, eu am să lepăt casa, eu nu mai știu ce să... Că lasă, dragă, nu lua și tu în serios, așa sunt toți bărbații, eu cât te trag de urmă, fă-te și tu, mergi înainte, ce zic, așa e să mă înțelegi. Nu, dragă, ce-am făcut al meu, nici l-am mai auzit de când sunt. Dar ce-am făcut? S-a luat să întâlnim, s-a cumpărat, nu știu la cine, cu 20-30 de lei, un monument vechi, l-a dus acasă. Și am mă pune cu deasela să schimb numele.